emoțiile, pentru că m-a ispitit așa un pic vrăjmașul. Când m-am dus să-mi pregătesc, să-mi printez foilii, eu mi le printez ca să le am în față cel mai bine cu ce mi-am notat aici. Și când m-am dus la Xerox acolo, doamna m-a pus pe locul 2, a venit altcineva, l-a luat înaintea mea, m-a luat pe cineva, am stat vreo 35 de minute acolo și mă uitam și mă ispiteam, dar în mintea mea spuneam, doamne, trebuie să vorbesc de dragoste. Nu, trebuie să am grijă. Cum reacționez? Dar am stat o jumătate de oră, aproape 4-3, în care veneau unii, plăteau, plecau. Și eu stăteam cu foile mele și încă nu mi le-a printat. Și mi le-a printat, doamna, slavă Domnului, că era un alt format, dar scrisul mi este foarte mic. Sper să mă descurc, eu văd așa și puțin mai puțin. Și apoi când am intrat aici și l-am văzut pe fratele în față, m-am relaxat într-un fel, zic, aleluia, încă nu mai predic eu. Dar se pare că nu o să stă așa. Chiar îi spuneam lui Alin, lasă să meargă mai departe, că a mers foarte bine. A mers foarte bine. Și zice, nu, că e timp. Atunci, fraților, dacă așa s-a primit, chiar mă gândeam că textul este despre dragoste și mă gândeam, bă, avem foarte puțini tineri care nu sunt căsătoriți. Nu, și acum am văzut o armată, bă, zic, de unde au venit toți tinerii ăștia? Aleluia! Și m-am uitat din față, am văzut că sunt puțini care au verighete, deci sunt tineri care trebuie să se căsătorească. Aleluia! Și mă rugam, în timp ce îmi pregăteam mesajul, mă rugam și spuneam, Doamne, ajută să vină cei care nu sunt căsătoriți mai mult la biserică, Doamne. Nu este doar pentru cei necăsătoriți. Eu am așezat aici câteva gânduri, dragilor, și am vrea să le punem în inima noastră și să vedem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi putem vorbi multe. Vorbele se duc, se întorc, declarații frumoase, dar faptele arată ceea ce suntem cu adevărat. Aleluia! De aceea văd că nu avem aici proiector. Cei care aveți Biblia trebuie să fim foarte repede, să luăm, să citim, ca să fim activi, să nu adormim. Dacă adorme cineva, am văzut că microfonul ăsta mai troncă-ne așa puțin, îi mai dau câte o palmă să vă trezesc. Da? Pentru că în câteva minute trebuie să vă transmit ce am în inimă. Acum eu dacă am strâns ceva în inimă, trebuie să vă dăruiesc. Na. Când soția mă pune la bucătărie și zice, hai ajută-mă să facem repede o ciorbiță, mă pune să-i mai tai câte una, zic, nu mă pune la ceapă că nu vreau să plâng. Mai tai câte una, alta o ajut. Da? Și am văzut gospodinele când se pun la masă să pregătească, soția mea îmi pregătește câte două, trei feluri, doar te să-i zic eu cu câteva zile înainte să audă ea că îmi place nu știu ce fel de mâncare, că îmi face toate felurile deodată. Și când mă uit în frigider, am câte 5-6 feluri de mâncare deodată. Și zic, Doamne, ce bine e, aleluia! Ce bine e, aleluia! Și același lucru, m-am pregătit, m-am dat tot în timp ce mă pregăteam, mă tot gândeam, Doamne, dar sper să vină măcar un tânăr care nu-i căsătorit. Măcar un tânăr, dar au venit mai mulți, aleluia! De aceea, dragilor, vă rog să vă ridicați în picioare, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni, capitolul 13, și vom citi câteva versete, puține versete, dar când am citit și am încercat să studiez, eu nu sunt bun predicator, vă spun din start, trebuie să dezarmăm situația, să nu vă așteptați la prea mult de la mine, eu o să vă povestesc și vă citesc și ei și vă povestesc ce am trăit în viața mea, aleluia. Și dacă Domnul face să încolțească sămânța în inimă, îi bun. Ziceți aleluia. Aleluia. Deci să deschidem cuvântul lui Dumnezeu care se găsește în 1 Corinteni 13, începând cu versetul 4 până la versetul 8. Și ascultați ce frumos vorbește aici. Dragostea este îndelung? Așa. Dragostea este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se poartă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, auziți aici, Doamne ajută-ne și ai milă de noi, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Ce face dragostea? Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Și ultima parte din versetul cel mai... Zice, dragostea nu va... Niciodată. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Vă rog să vă așezați. Dacă fratele pastor Alin a făcut introducerea, atunci eu o să trec mai departe. Nu mai vă spun, că aveam și eu aici o scurtă introducere. Da? Dar vreau doar să rețineți un singur aspect. Da? Am citit
două studii. Unii spun că pentru a zâmbi folosești 3 mușchi la față. Alții spun că folosești 17 mușchi. Mama, da, sora spune, depinde cât se demare zâmbetul. Dar că sunt 3 sau că sunt 17, oricum sunt mai puțin decât a te încrunta și când te încruntezi și stai încruntat așa posomorât, folosești 43. Ambele studii spun că 43 de mușchi se încordează în fața ta atunci când stai posomorât. Și am încercat să mă uit în oglindă să stau posomorât, dar nu s-a primit azi, că este despre dragoste, trebuie să vorbim despre iubire. Și nu s-a primit. Dar decât să folosești 43 de mușchi la fața ta și să oferi tristețe celui de lângă tine, nu, mai bine folosește 3 sau 17. Nu-i mai bine? Aleluia! De aceea toți în această după-amiază, da, să punem mușchii în funcțiune. Nu pe cei 43, pe cei așa. Domnul să ne binecuvinteze. Pentru că, dragilor, dragostea este ceva frumos. Este un sentiment minunat pe care Dumnezeu l-a lăsat în lumea aceasta. Da? Dragostea este o mângâiere, dacă vreți. Este o culoare frumoasă pe care Dumnezeu a așezat-o în inima omului. Da? Ne uităm în jurul nostru și ne place când vedem anumite cupluri că se iubesc. Nu doar la fațadă. Îi vedem că sunt cu adevărat și se iubesc și trăiesc o iubire frumoasă. Ne place când vedem lucrul acesta, pentru că este dragoste. Ne place atunci când ne uităm într-un copac acolo și vedem doi porumbei care se apropie să pregătească ouăle și se duc și ciugulesc amândoi sârme, bețe, de pe unde, pene, nu știu ce, și pregătesc un cuib acolo și pun ouăle acolo și încep să crească pui și se duce și ea, se duce și el, aduc mâncare și hrănesc pui. E un lucru frumos, e dragoste pe care Dumnezeu a creat-o și a lăsat-o și în natura aceasta, în lucrurile acestea ale lumii, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Zice că toate aceste lucruri vor trece, dar dragostea va rămâne. Aleluia! Și, dragilor, m-am gândit și vreau să așezăm în inima noastră lucrul acesta. E mai frumos decât să privesc la fratele că oferă dragoste, să ofer eu dragoste. Nu. E frumos să mă uit la un cuplu, să mă uit la o familie, să-i văd că sunt binecuvântați, dar e mai frumos eu să ofer dragostea aceasta. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze și să umple inima noastră cu dragoste. Pentru că Apostolul Pavel, dragilor, vorbește în acest capitol despre o dragoste fără granițe. O dragoste fără limite, dacă putem spune așa. O dragoste în care tu poți să iubești pe soția ta fără limite. Dumnezeu, te duci să iubești. Poți să-L iubești pe Dumnezeu. S-a cântat aici așa frumos, m-am închinat și l-am lăudat pe Dumnezeu. Să te închini înaintea lui Dumnezeu și să-L iubești pe Dumnezeu fără limite, Dumnezeu. Să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu fără limite, să nu te uiți la ceas, să nu cronometrezi, să nu puntezi, să nu spui am venit la biserică, m-am pontat fratele, am dat un demn, am predicat, nu, ce rău am vorbit, am făcut nu știu ce dezacorduri și așa mai departe. Să iubești din toată inima, din toată inima ta. Și primul lucru, dragilor, la care vreau să ne oprim este: dragostea unește destine. Aleluia! Da? Și sunt pe aici câteva destine care trebuie să le unească Domnul. Facă Domnul să se unească. Aleluia! Și pe cele pe care Dumnezeu le-a unit să rămână pentru veci. Aleluia, fraților, amin, trebuie să comunicăm, să fim, vin în mijlocul vostru acolo. Trebuie să oferim această dragoste, dragilor, pentru că Dumnezeu a lăsat-o. Mă gândeam și am citit despre părintele nostru, despre cum îl cheamă, despre Adam. Zice că l-a adus pe Adam și zice, uite, vine capra cu partenerul ei, vine leu cu leoaica lui, da? Ușu cum o fi ieșit peștii din apă să vină în fața lui Adam și Adam să le dea nume? Eu m-am gândit. Cum a făcut peștele să se terească din... Dar la porunca Domnului Iisus Hristos se poate. Spune că toate au venit în fața lui și Adam le-a dat nume. Și numele pe care ele le poartă astăzi și le găsim în Biblie sunt numele de astăzi. Aleluia! Dar zice că pentru el nu s-a găsit un destin, mâna. Era supărat probabil Adam, zicea, probabil o să vină și o fată care să o numesc Eva sau nu știu. Nu, că nu s-a găsit pentru el. Și interesant e că Domnul, știți povestea, nu, merg repede, da? I-a dat un somn, m-am tot gândit de unde a știut Eva, de unde a știut Adam că Dumnezeu a luat din coasta lui, că doar nu l-a luat Domnul Iisus pe Adam și a spus, Adame, astăzi facem biologie. Uite, aici sunt coastele, o să iau o coastă de la tine și din coasta aceasta
o voi face pe Eva. Nu, când a adus-o pe Eva în fața lui, când a adus-o pe Eva în fața lui Adam, zice, iată în sfârșit pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi? Haideți! Aleluia! Și Dumnezeu a unit, e prima poveste de dragoste și cea mai frumoasă. Nu vorbim de ce s-a întâmplat după. Vorbim până aici. Da? Lăsăm mai încolo, că discutăm altă dată. Dar este cea mai frumoasă poveste. El a așteptat să o fi întristat, să o fi posomorât, nu știu câți mușchi și-a antrenat atunci, dar a spus, Doamne, dar pentru mine nu se găsește. Nu, și Domnul i-a dat adâncul acesta, da? Somnul acesta, a adormit Adamul nostru și i-a pregătit ajutorul. Deci Dumnezeu este Cel care unește. Slăvit și binecuvântat să fie numele. Zice, dragostea este îndelung. Bă, câtă răbdare să fie avut omul ăsta să aștepte atâtea mii și mii de păsări și toate să vină până fața lui, câtă ar trebui să aibă răbdare. Nu? Și noi de multe ori ne rugăm o dată și așteptăm ca Domnul să-l aducă pe făt frumos în față. Doamne, m-am rugat, nu. Nu a venit. Trebuie să avem răbdare și dacă nu avem răbdare, uite ce spune Biblia, să apelăm la îndelunga. Aleluia. Și atunci Domnul ne va da biruință. Mergem mai departe. M-am uitat la Rebecca. E o poveste frumoasă. Am citit de câteva ori capitolul acesta din 24 din Geneza. Vine Avram și îi spune la Eliazar și îi spune, du-te în casa tatălui meu pentru că trebuie să iei o fată să unesc destinul băiatului meu. Și îi spune ce să facă. Îi spune, dar dacă fata nu va vrea să vină, dacă fata nu va vrea să mă urmeze, ce să fac? Zice, du-te pentru că Domnul va trimite pe îngerul lui și va merge înaintea ta și el îți va izbuti în planurile tale. Vă povestesc pe scurt, s-a dus repede și uite ce frumos și cât de frumos lucrează Dumnezeu. Și ar trebui să învățăm din lucrul acesta. Pentru, mă uit așa mai mult în partea aceasta, că mai mult aici tineri necăsătoriți. Aleluia! Domnul v-a adus astăzi că știa ce o să vă spun. Na. Eu m-am gândit, pentru cine o să predică? Sunt doi, trei frați care sunt pe acolo. Dar Domnul v-a adus azi când am văzut așa cu... Aleluia! Nu sunt eu predicator, v-am mai spus, nu așteptați prea multe de la mine, dar niște lucruri foarte esențiale și foarte simple. Eu predic simplu, adică predic. Eu vă povestesc, dar foarte simplu vă spun. Nu predic, eu vă povestesc. Omul acesta s-a dus și înainte să ajungă să pună semnul acesta înaintea lui Dumnezeu, să spună, Doamne, uite, pun un semn înaintea ta. Fata aceea pe care tu ai rânduit-o pentru robul stăpânului meu, când eu îi voi cere apă să beau, să-mi dea de bău și să ia să spună, bea Domnul meu că voi da și, haideți, cămilelor tare până se vor sătura. Zice că el n-a terminat de pus semnul acesta în mintea lui și Rebecca frumos cu vasul pe umăr a ieșit afară. Da? Se ducă să ia apă. Îi cere, îi dă, știm foarte bine povestea, bea, zice, da, Domnul meu, îți dau și ție și voi da și cămilelor tale. Eliazar se dă puțin în spate, se uită, da, așa repede? Atâta încredere o fi avut Dumnezeu de a trimis îngerul lui și așa de repede să-mi răspundă? Nu. Și se duce frumos, ajunge în casa lui, povestește lui fratele lui Avram, zice, da, e de la Domnul, vai de mine, minunat, mai minunat, nu se putea lucra. Deci așa de minunat a lucrat Dumnezeu, foarte frumos. La care zice, rămâi peste noapte, mâine dimineață te pregătești și pleci. El se pregătește frumos dimineață să pornească la drum și Laban cu mumă sa zice, mai las-o pe Rebecca să mai stea vreo 10 zile cu noi. Nu o lua chiar acum. Și Eliezer spune, Doamne, stai puțin, te rog, lasă-mă să merg așa cum... Nu, mai las-o să stea. Dar hai totuși să o chemăm pe Rebecca să vedem dacă Rebecca va vrea să meargă. Merge Rebecca cu tine. Și un lucru esențial la care vreau să ne oprim câteva minute. Vine Rebecca, o întreabă, zice, vrei să te duci cu omul acesta? Da, zice Rebecca. Nu. Păi și m-am gândit. Dacă veți citi în versetul 17, zice, fata era foarte, frumoasă, zice, foarte frumoasă și nu a avut legătură, era fecioară și nu a avut legătură cu niciun bărbat.
Dar era foarte frumoasă. Mă gândesc că fata aceasta, Rebecca asta, dacă ar fi avut astăzi Facebook sau Instagram sau ce-or fi avut, vă garantez că lista ei de prieteni era full. Trebuia să mai fac update, să mai cumpere încă nu știu câte așa, ca să se adauge acolo mai mulți urmăritori, că era plină. Toți băieții o curtau, toți băieții îi scriau. De ce? Pentru că nu era frumoasă, era foarte frumoasă, Dumnezeu, așa spune Biblia. Era, și totuși ea nu avuse nicio legătură. Uite, un lucru de învățat, toate rebecele care sunt aici. Da? Toate rebecele. Un lucru de învățat. Era fecioară și nu avuse nicio... Și era foarte frumoasă. Bă, dar am stat și m-am gândit că am încercat și eu. Acum, mă, să mai combin și eu pe un frate. Zic, l-am văzut singur acolo, posomorât. Mai o tânără pe acolo, tot la fel, posomorâtă. Mă, ce-i cu tine? Vrei să te căsătorești? Da. Păi și ce mai stai? Păi n-am găsit-o, frate. Păi, Dumnezeu, și am încercat pe acolo. Vreau să văd o poză, Dumnezeu. Dă-mi și mă o poză cu ea să văd cum arată. Nu, no, nu-mi place, nu-i stilul meu. Nu, nu, ea nu, 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 e, nu e pentru mine. Mă, dar fata asta n-a făcut. Fata asta știi ce a spus? Mă duc cu el. Bă, dar dacă era ciung băiatul ăsta, dacă n-avea un picior, dacă n-avea ochi, dacă n-avea bani să o îngrijească pe fata asta, Rebecca a spus, mă duc, da, mă duc. Dar nu s-a dus să-l vadă. Băi, auzi, Eliazare, dă-mă și mie o poză cu el să văd cum arată bărbatul ăsta. Ei, mie, uite, mie nu-mi plac bărboșii. Mie nu-mi plac bruneții. Vreau să fie blond, cu ochii albaștri, cu nu știu ce. Și vreau să-l văd și eu înainte, ca să știu cum... Dar Rebecca avea în inima ei un singur lucru, dragilor, avea pe Iisus Hristos și avea dragostea nemărginită a lui Dumnezeu și ea știa un singur lucru, că ea în momentul în care intră într-o relație de familie, într-o relație de căsătorie, ea vrea să dăruiască din ce a primit din partea lui Dumnezeu, aleluia! Și cei mai mulți dintre noi, și am văzut, sunt, m-am uitat un pic și o să vă spun, este... nu vreau să ne întristăm, că vorbim despre dragoste, dar e prăpăd ce se întâmplă în lume cu divorțurile și așa mai departe. E prăpăd! Și ne mirăm de ce. Nu, Rebecca în inima ei avea un singur lucru. Eu vreau să ofer din dragostea mea. Dar dacă e fără un picior? Păi dacă n-are bani? Dacă tu vrei bărbos și el nu-i bărbos, na. Acum te duci, mai ți-a păr de nu știu unde, spune barbă dacă trebuie. Se poate. Și fără păr, dacă ești chilios, se poate pune azi. Na, să vedeți unde am ajuns. Dar Rebecca nu s-a uitat la lucrurile astea. Rebecca l-avea pe Iisus Hristos în inima ei... Și a înțeles că ceea ce s-a întâmplat la fântână, acolo, a fost rânduit de Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. De aceea când intrăm, dragilor, și când Dumnezeu unește destinul unei relații, unei relații, se vede. Se vede că este din partea lui Dumnezeu. Slavă Domnului că timpul încă nu stă pe loc, tot merge înainte, dar mergem înainte. Deci lucrul acesta... Am vrea să ne uităm pentru cei care sunt necăsătoriți, poate cei care o să vadă după, aleluia. Dar și pentru cei care s-au căsătorit, că doar nu mă aștept acum soția să-mi calce, nu. M-a întrebat aseară Mititica, ce vrei să-ți calc? M-am luat cu vorba cu una cu alta și am uitat să-i zic că mașa e albă. Și azi m-am trezit că și târziu mesajul nu era printat, dă-i repede cu fierul, calcă repede și na. Nu-mi cad mâinile. Când intri într-o relație și vrei să oferi din dragostea ta, Dumnezeu te binecuvintează pe măsura în care, în măsura în care tu ai intrat în relația aceasta. Și e valabil și pentru cei căsătoriți. De 10, de 15, de 2 ani. Aleluia! Aleluia, dragilor! Aleluia! Trebuie să mă asigur că ați înțeles. Dacă nu vorbim, să dăm volumul mai tare sau... Da? Deci asta este un lucru pe care l-am văzut... Rebecca a spus, nu, eu mă duc. Mai las-o, Dumnezeu, să stea un pic aici, mai să vedem și noi, e sora noastră, nu e așa de la de tânăr, așa. Nu, Rebecca a spus, eu mă voi duce. Pentru că în inima ei era Iisus, era Dumnezeu și ea era dispusă să ofere. Și știa că destinul acesta este din partea lui Dumnezeu. Cât o fi așteptat Rebecca? Nu știu, că sunt astăzi tineri care se roagă jumătate de ani și nu mai au răbdare, Doamne. Și le-am spus, Doamne, mă, apelează la îndelunga răbdare. 8 ani de zile, dragilor, am stat și mă duceam și pe biserici, pe unde mă trimitea Dumnezeu, pe la nunți. Când primeam o invitație de la nunt, la nuntă undeva, ziceam, Doamne, aleluia, aici sigur o voi găsi. Nu, și mă duceam și nu era. Biserică, mă, da, veneam singur, mă întorceam tot singur. Mă duceam prin biserici, mai slujeam, na, acum eram în față, trebuie să predic, mai te uiți în stânga, dreapta, mai vezi. Nu? Mă uitam. Că nu-i greșit să te uiți, adică decât să te duci în lume, mai bine te uiți în biserică să te căsătorești în biserică. Nu? Cum? Da.
Rămâneam cu uitatul. Și 8 ani de zile, dar 8 ani de zile, dragilor, vă mărturisesc că am apelat la îndelunga răbdare și am zis, Doamne, fă ceva. A venit într-o zi o soră la mine și mi-a dat, zice, dau poze, e o fată frumoasă, fai de mine. Zice, este directoare de bancă. Vezi care apartamentul ei, stă bine. Nu. Mi-a trimis poza, eu n-am putut să fac Rebecca. Da, Doamne, iau. N-am putut. Mi-a trimis poza și după aia ușor, ușor, nu știam cum să mai scap de ea, că în fiecare duminică venea să dădea sora pe lângă mine și mă întreba, ce faci? Merge, vorbim, se leagă ceva și nu știam cum să mai scap de ea. Și când am apărut cu Veronica, nu, a început cu prorocii, că te pedepsește Domnul, te toznește Domnul și alea. Când am auzit, băi, frate, i-am blocat numărul, vă mărturisesc. I-am blocat numărul. Nu fata cu care trebuia să mă, care ar fi trebuit să intru în relație. Femeia care a încercat să mă lege cu fata respectivă. Vă mărturisesc că asta e... Nu, am blocat-o, zic, Domnul, să aibă milă de tine. Că nu mă duc, nu m-am uitat după bani și nu-mi trebuia banii niciunei nimic. Îmi trebuia să găsesc o fată cu inimă curată, sinceră. Nu spun că fata aia ar fi avut inimă murdară. Nu, că nici n-am stat să cercetez. Eu m-am uitat așa, nu-mi place. Rebecca nu s-a uitat. Rebecca a știut, e de la Domnul și acest destin Dumnezeu îl va uni. Aleluia! Și a mers prin credere, Domnul, putea să zică, m-am spus. Nu-l iau, că-i ciungă, la, de unde? Adul aici să-l văd. Nu, punem așa câteva persoane și alegem din... Nu, Rebecca s-a dus. Slăvit să fie numele... Amin. Numele Domnului. Pentru că asta spune și cu lucrul ăsta trec la următorul. Zice, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Știți câte familii s-au distrus așa? Bă, atât de frumos vorbește. Ma! Păi nu vorbesc pocăiții cum vorbește el cu mine. Dar el acolo te momește puțin așa un pic ca să te atragă și după aia când a pus mâna pe tine știe că pocăitele nu divorțează, că pocăitele stau la cratiță și după ce te-a pus și te-a legat, nu, tu te duci la biserică, el se duce în club. Nu, împăcați-vă după aia. Și după aia stai și înfunzi perna cu lacrimi și spui, Doamne, nu, de ce? Doamne, Iisuse Hristoase, ce-ai cu mine? M-ai făcut praf, nu înțeleg de ce se... Păi dacă n-ai ascultat, Domnul ți-a spus, nu-ți lua ceva ce nu este pentru tine. Vreau dacă îl vezi că tu tragi la biserică și el se duce în cluburi sau se duce pe nu știu unde sau toată ziua stă pe telefon. Păi cum să-ți iei un astfel? Tu te duci cu misiunea, te duci în concursul să alegi, să faci ceva și el cu ale lui, cu facem muși, să tragem la sală, să arătăm bine, să nu știu ce, ho, 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 hau, hau. Fugiți! Sau spuneți acestor băieți, mă, uite, bunica mea are nevoie de tăia niște lemne. Hai că decât să stai acolo să plătești bani la sală, să tragi de fiarele alea, mai bine hai să spargem niște lemne. Uite, s-a întâmplat în Galați acum. Domnul să mă ierte că am vrut să mă duc și n-am reușit. Să mă duc, Domne, în Galați. Ia-l pe ăla, fă-t frumos ăla, să-l testez un pic, să vezi cum îi. Să vezi atunci când bagă lopata și trage mâlul ăla și se lipește mâlul de lopată așa și dă în spate și mâlul rămâne tot pe lopată. Nu, să-l testez atunci. Să vezi atunci. Că așa te va părui, uite așa, cum nu poate să dea lopata pe spate. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit, este, dacă vreți, o poruncă din partea lui Dumnezeu. N-are nicio legătură întunericul cu lumina. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu vrea să binecuvinteze destinul tău, să-ți ofere o viață de familie binecuvântată. Aleluia! Eu am 2 ani, n-am mult, am puțin. Dar am arătat testul dragostei și am răbdat și am arătat ce înseamnă iubirea cu adevărată și Dumnezeu m-a binecuvântat după 8 ani de zile. M-a rebinecuvântat, na, putem spune așa. De aceea Dumnezeu să binecuvinteze dragostea din familie. Mergem un pic în familie și apoi gata, încheiem că e deja gata. Mergem un pic în familie, nu? Că și aici trebuie răbdare, nu? Acum mai greu. Când ei doi stau separat, e mai ușor, că nu prea poți să-l testezi. Îl testezi tu cu lopata la Galați sau nu știu ce, dar când stați acolo împreună, e un pic mai greu. Nu? Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne. Vă mărturisesc, dragilor, că în viața, în familia noastră, noi suntem 10, pentru cei care nu știți, 10 copii. Mama n-a omorât niciun copil, a spus, eu nu omor copii,
ceaușilă cu toți, îi spunea, ai dreptul, fă avorturi, fă avorturi, nu știu ce, mama, nu, că nu știu ce, o grămadă de boli, uite așa, un dosar întreg cu tot felul de boli pe care le-a avut femeia asta și a spus, eu nu omor copii și ne-a crescut pe toți și toți suntem sănătoși. Una din fete, din surorile mele, doctorul i-a spus, dacă o vei naște, va fi un copil handicapat, toată viața va sta în căruțul cu rotile și nu se va putea mișca. Când a născut-o, așa s-a născut, într-adevăr, cu picioarele încârligate și nu se puteau. Ea creștea, picioarele stă... Domnul a făcut minune, a avut un os aici de la bazin lipsă, cei care din Betel știți, a avut un os lipsă de la bazin. Cum a făcut Dumnezeu? S-a dus mama cu fetița la doctor. Doctorul a spus, eu nu sunt Dumnezeu, nu pot să fac să crească osul. Avem radiografie, avem tot. Și într-o zi se duce la biserică, fratele păstor zice să veniți în față, era într-o seară de rusalii și a pus mâinile și a zis, astăzi Dumnezeu a vindecat tot pe fetița noastră, aleluia. Și tata a spus, nu mai mergem la spital, gata, nu mai merg. Și mama a spus, ba mergem la spital ca să arătăm minunea medicilor că avem un Dumnezeu care este viu, aleluia. Și când s-a dus, noi credem că e întâmplare, dar nu sunt întâmplări, Dumnezeu face, era să fie fix același medic. Mama era cu vechea radiografie și cu noua radiografie. Și zice, aici e osul, aici nu e osul, aici e osul, aici nu e osul. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele Domnului, dragilor. Pentru că dacă îți pui încrederea și nădăjduiești în Dumnezeu, în dragostea pe care Dumnezeu a revărsat-o în inima noastră, Dumnezeu nu te va lăsa, indiferent cât îți va fi de greu. Da, sunt greutăți în familie, sunt și încep greutățile. Dar n-am văzut pe tata să ridice palma niciodată în dreptul mamei mele, niciodată. Și veneau femei care erau căsătorite cu bărbați și veneau acasă și a spus, una bătută, făcută praf, și a spus, m-a bătut bărbatul, a legat după mine cu toporul și abia am scăpat și am venit, era înghețată, făcută. La noi acasă au venit și veneau și mama avea grijă de ele și le îngrijea. Sunt și astfel de familii. Familii care sunt nenorocire între ele, acolo e nenorocire. Dumnezeu să aibă milă și să binecuvinteze familiile. Auzi? Și... una e când vorbești de unii din lume. Bă, vorbești din lume, eu nu. Măcar și că și știu ce înseamnă dragostea. Dar când vorbești de doi oameni care au venit la altar, când vorbești de doi oameni care au cunoscut pe Dumnezeu, când vorbești de doi oameni care știu ce înseamnă dragostea, ce înseamnă să rabzi, ce înseamnă să te jertfești, ce înseamnă să iubești, când vorbim de doi oameni, Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Am văzut exemplul acesta în familia noastră. Tata nu a ridicat. Și când mama s-a îmbolnăvit, a refuzat toate plecările și a spus, mama, soția mea are acum nevoie de mai multă iubire decât i-am oferit anul trecut sau acum 2 ani și voi sta lângă ea și a refuzat toate plecările peste tot, pe unde mai pleca și el, pe unde, cu muncă, cu nu știu, a zis, trebuie să stau lângă ea pentru că are nevoie mai mult de iubire acum. Aleluia! 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 Deci se poate! Se poate, dragilor. Mă gândeam la Sara și la Avram. Cele mai multe probleme și dispute apar și cum să crești copiii, nu? Apar multe. Zicea cineva, bă, nu poți să vorbești că tu n-ai copii. Nu, într-adevăr, n-am. Nu pot să vorbesc. Când o i avea, o i vedea atunci ce o să fie. Dar am spus, m-am uitat în viața acestui om. Vine... vine Domnul Dumnezeu și îi spune lui Avram să ia pe Isaac și să-l ducă, da? Să-l ducă ca jertfă. Ce s-a întâmplat cu Sara? Biblia nu vorbește, nu ne dă un text sau un verset în care să ne arate că între cei doi a fost o discuție, că a fost o ceartă, că a fost o neînțelegere. Nu? Imaginați-vă, eu să-mi iau copilul acum și să zic, Domnul mi-a vorbit și fără să-i spun soției mele să mă duc. Na, ce s-ar întâmpla? Sau ia tu copilul tău, pune-te tu în postura de tată. Îți iei copilul și să pleci fără să-i spui soției tale, nu? Se întâmplă astăzi? Nu se întâmplă în familie comună și tot, îi spui soției tot. Și dacă ți-a uitat cineva mai strâmb la tine și dacă ți-a făcut ochiul cu cineva, te îi spui, că trebuie să-i spui, trebuie să-i mărturisești ca să-ți meargă relația și să fii binecuvântat. No, Avram se trezește și pleacă. M-am uitat la femeia aceasta, dom'le, că de fel, mă mai uit la National Geographic, mă uit la păsări, mă uit la animale, mai mă uit și nu înțeleg de ce se mănâncă ca și fiarele, că de multe ori și noi ne mâncăm. Domnul să aibă milă de noi și să ne ajute să ne iubim. Aleluia! Aleluia!
Nu prea sunteți convinși. Mai vă țin, să știți. Dacă nu comunicăm, vă mai țin 10 minute peste. Na. Că nu. Nu. Femeia aceasta, dragilor, n-a sărit să-și apere pruncul. Știa că îl duce la moarte, să-l ducă ca jertfă. Nu, n-a sărit. M-am uitat și uitați-vă la orice... Am găsit un porumbel pe stradă, a venit maică-sa și uite... Mă, porumbița. Și uite așa mă bătea cu aripa ca nu cumva să pun mâna pe el, dar era mic acolo, nu putea să-l ia nimeni de jos, nici ea nu putea să-și ia de jos. Și am văzut și uitați-vă la o căprioară cum sare, se duce să-și apere puiușorul ei și nu vorbim de sălbăticile din ziua de azi, mamele care își nasc copiii și le aruncă la gunoi. Nu vorbim, vorbim de dragoste și vorbim de iubire, aleluia, că ăia sunt trichi-trichi care fac lucrul acesta. Mă uitam acum de curând, nu știu, două luni sau nu știu când a fost în Anglia, un copil a căzut, nu știu de unde, s-a lovit un pic la cap, l-a luat repede maică, s-a l-a dus la spital, l-a cusut, protecția copiilor imediat s-a dus peste ei în casă și l-au luat toți copiii. Nu, știți ce a făcut părinții aia? Știți ce au făcut? Când a venit poliția și a venit tot, le-a răsturnat, a aruncat benzină, le-a dat foc la toate mașinile, a fugit poliția de acolo cu totul. Dar au rămas fără copii. Dar asta face o mamă. O mamă când vede că pruncul ei este în pericol, sare să-și lapere ca o cerboaică, ca o căprioară, ca un lup, ca un leu, și apără pruncul ei, os din oasele ei. Sara n-a făcut nimic, domne. Sara nu a făcut nimic. Acum de curând am fost în familie la cineva în afara țării și povesteam cu un frate care era căsătorit cu cineva, avea vreo 2 copii, 3 copii și discutam niște lucruri importante. Băi, copil mai, nu știu cum să spun, cum era ăla, n-am văzut în viața mea. Deci eu nu puteam să leg două cuvinte cu omul ăla care era lângă mine pe fotoliu. Era că ăsta stărea când în capul meu, când pe picioare, când în spate, când nu știu ce, când. Maică să-i spune, măi, te rog frumos, pleacă de aici că te pleznesc. Nu, taicăsu de acolo, nu-l plezni, lasă-l. Când se ridică taicăsu, măi, potolește-te că nu mai reziste, te pleznesc. Maică-sa, nu-l plezni, lasă-l, măi, că n-a făcut nimic. Și uite așa, copiii de cele mai multe ori profită de noi, da? Tata vrea să-l pedepsească, mama zice nu, mama vrea să-l pedepsească, tata zice nu, și uite așa, copiii profită, de cele mai multe ori copiii profită și noi putem, n-am copii, nu pot fi educați din pricina aceasta și de aici se ridică de cele mai multe ori scandal și gălăgie și certuri și, mă înțelegeți? Trebuie să, dacă vorbesc aceeași limbă cu soția, că nu vorbesc chineză, îi spun, trebuie să ne înțelegem dacă a greșit și dacă trebuie să stăm de vorbă cu un om, adică trebuie să-i spui copilul, nu le și îl păruiești din prima, dar îi explici, dacă nu înțelegi o dată, de două ori, de trei ori, trebuie să, Biblia spune, nu cruța, nu iaua, nu cruța și nici nu, n-a fost cruțată, nu iaua. Mi-amintesc când tata ne bătea, ne dădea pantalonii jos și de cele mai multe ori ne bătea cu cureaua, așa, păc, la fundul gol. Și vă mărturisesc, știți ce făceam de cele mai multe ori? Că știam că trebuie să primesc bătaie, îmi luam câte 4-5 perechi de pantaloni peste mine. Dar nu mergea. Nu mergea. Îl apuca și râsul când vedea că dă o pereche, o dă pe a doua, o dă pe a treia. Apuca și... Minte de copil! Dar copilul trebuie educat ca să poată primi o învățătură sănătoasă. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cum ați văzut? Amin. Într-una din zile, gata, vă mai spun asta și o să încheiem. Într-una din zile, un tânăr, fericit, el zice, ascultă o predică la biserică, zice că, bă, am auzit la biserică că pocăitele nu divorțează, că sunt credincioase, că ele sunt ascultătoare, bă, zice el, de o fată ca asta am eu nevoie. Și el se duce la biserică, se dă pe lângă păstor, îi spune că vreau să mă pocăiesc și eu, pac, repede, a făcut botezul, s-a așezat acolo și vreo 2 ani a stat el și s-a uitat în stânga, în dreapta. Și a văzut o fată, na. De-aia a venit. A zis că trebuie să se căsătorească, să pună mâna pe o fată, a văzut-o și repede a pus mâna pe ea, s-a căsătorit cu ea și el acum, după ce s-a căsătorit cu ea, zice, uite, eu vreau să-ți spun, sunt sincer cu tine, na, vreau să-ți spun, de fapt, care este adevărul. Eu nu mă pot lăsa de băutură, de țigări, de femei, de astea, de cluburi. Eu așa sunt învățat și... Dar te-am luat pe tine că am văzut că ești o femeie credincioasă și am venit. Zice, stai liniștit că și eu tot de-aia am venit. Zice, eu tot de-aia am venit. Înțelegeți? Deci Dumnezeu nu lasă pe cei ce sunt ai Lui.
Dacă te încrezi în El și te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te va lăsa să cazi în mâinile unei Dalile sau în mâinile vrăjmașului. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragilor. Mă uitam și am văzut că în anul 2021 au fost 11.868 de avorturi, doar în acest an, dintre care 60% au fost la spitalele private. Nu la spitalele care țin de stat. 11.000. În 2023 au fost 23.000 de divorțuri, familii care și-au despărțit destinul. Și vorbim de cele care sunt înregistrate, că sunt multe altele care sunt în concubinaj, sunt mulți care încă nu și-au rezolvat cu actele, care stau unul la stânga și unul la dreapta. Sunt mulți. De aceea Dumnezeu să binecuvinteze credincioșii lui Dumnezeu, că sunt din București, că sunt din Pitești, că și sunt din Craiova, că de oriunde sunt ei, să-i binecuvinteze Dumnezeu și să ne ajute să putem construi relații și familii sănătoase. Și în felul acesta, dragilor, dacă vom construi relații și familii sănătoase, Dumnezeu va fi cu noi și ne va binecuvânta. Amin. Slăvit și înălțat să fie numele Domnului. Nu știu ce să vă mai spun, că e cam gata timpul, dar vă mai spun atâta. Să iubiți, să nu vă prefaceți că iubiți, pentru că El vede. Dacă îmi desfac cămașa acum, veți vedea că aici nu-i călcată. Vreți să vă arăt? Vă arăt! Nu-i călcată. E șifonată și aici și la spate. Am călcat decât pe mâneci. Pentru că am zis, mă, iau asta pe mine, mă duc la biserică, n-aveam timp. Oricum eram presat de timp. N-am timp. Mă presa timpul. Poate că aș fi putut să mai dau, dar zic, nu se vede. Dar e șifonată toată. Pentru că, dragilor, ceea ce avem noi impresia că nu vedem, Iisus Hristos vede. Noi venim aici în casă, în casa Domnului, crezând că fratele Alin sau fratele nu știu care nu știe ce se întâmplă în relația mea cu soția mea, dar Iisus Hristos vede. Ea poate că o să se uite peste videoul ăsta și o să zică, bă, da, ce fățarnic a fost ăsta, mă. Uite ce bune, e lucruri care nu au fost adevărate, na. Nu, Dumnezeu vede. De multe ori venim la biserică șifonați și este cel mai important să-i spunem, Doamne, privește la mine, așa sunt. Nu pot ascunde de Tine că ăsta sunt, Doamne. Ne-am întristat soția, am supărat-o, am supărat pe păstor, am supărat pe frate, pe soră, pe nu știu ce. Ajută-mă, Doamne, să pot iubi așa cum Tu vrei, Doamne. Aleluia! Pentru că El vede, dragilor, nu ne putem ascunde de Dumnezeu. El este acolo și ochii Lui văd. Și uite, eram acum și cu lucrul acesta închei. Duminică, eu am citit târziu. Am citit târziu, mă mărturisesc acum la fratele pastor. Am citit târziu mesajul că noi dimineața trebuie să fim și la închinare. Dimineața când m-am trezit, dar eu când mi-am pus ceasul, ajung la 10 la biserică. Dar de fel trebuie să ajungem cu o oră mai devreme. Nu, acum mă uit la ceas, zic, bă, trebuie să și conduc închinarea, chiar dacă nu când, dar trebuie să ajut pe frat să conduc închinarea. Și împreună cu soția i-am explicat, ar fi putut să se ridice un scandal și i-am spus, iubita, uite, ca să nu fie probleme. Dacă n-am repetat, e bine să stăm jos. Uite, nu vreau să te superi. Aveți? Câteodată în relație trebuie să lucrezi cu penseta. Nu te duci cu toporul, dom'le, tu îi faci tu dreptate. Nu. Eu eram de vină. Ar fi putut să spună, bă, da, de ce nu te uiți să-ți citești mesajele, mă? Prăpăditule. De ce nu ți le citești? Vrei să slujești, dar tu nu-ți citești mesajele. Ar fi putut să spună. Și eu i-am spus, iubita mea, uite, așa s-a întâmplat, n-am citit, mă, iute, Domnul, m-am mărturisit acum, m-am eliberat, aleluia. Și zic că, ca să nu se supere surorile, că au, eu credeam că o să fiu decât, să fim noi patru. Dar când am văzut odita mai echipa în față, zic să nu se supere, lasă rămâi tu jos, da, nu e nicio problemă. S-ar fi putut ridica un scandal și s-ar fi aprins un foc. Știți cum e? Câteodată e suficient să pui câteva paie pe foc, că el arde foarte. Știți cum e în familie? În familie puțin de tot dacă alimentez, da? Vine soția supărată, întristată, că s-a întâmplat nu știu ce la muncă, ajut-o să o eliberez, să iei povara de pe umeri, e un vas mai slab. Vine, dacă citim acolo mai departe, că de-aia n-a spus să citim. Eva a fost ispitită, Domnul să aibă milă de ea. Că de atunci, uite, s-a întâmplat și muncim cu sudoarea frunții și nu ne mai ajung banii și nu ne mai zăturăm și buruienele cresc cât
casa poporului. Și trebuie să muncim și trebuie să ne trudim. Din cauza ei. Na, și a lui. Că dacă Adam ar fi fost acolo și ar fi vegheat, ar fi spus, băi, femeie, stai puțin, nu te duci. Oh, oprește-te. Nu a spus Domnul că n-avem voie, lasă-l acolo, te iei după șarpe. Și de cele mai multe ori soția vine, că este un vas mai slab și sărsăilă vine și o ispitește într-un fel sau altul. Fie că e vorba de grupul bisericii, fie că e vorba de o soră care s-a uitat nu știu cum, fie că e vorba la muncă, indiferent. Noi trebuie să fim responsabili de nevestele noastre și acum vorbesc bărbaților, aleluia, și mie îmi vorbesc. Suntem responsabili să le ducem în cer, aleluia. Să nu lăsăm pe inimile lor zgârieturi, pentru că zgârieturile acelea rămân acolo, răni. Am avut acasă zeci de pisici. Sora mea, Alina, când găsea o pisică acasă, o aducea afară, o aducea în casă. Și a adus-o pe una care avea pui, noi au fătat vreo 10 pui. Și aveam încă vreo 3 și s-a mulțit casa, familia Popescu, plină cu pisici. Și mai mă jucam cu ele, sunt plin de zgârieturi pe mâini pe aici. Ele n-au trecut, încă sunt. Încă sunt aici, mă zgâriau mâțile, le agitam, le mai păruiam, nu știu ce, și mă... La fel se întâmplă și în viața de familie. Răni, rămân acolo răni pentru mult timp și te uiți la ea și vezi că nu mai sunt lucrurile cum au fost la început. Păi nu mai sunt, că trebuie să ne purtăm cu penseta câteodată, cu mănuși, punem mănuși așa pe mână și avem grijă să nu lăsăm amprente acolo pe inimioara ei. Și invers, că și soția trebuie să aibă grijă, trebuie să avem grijă unii de alții, amin. Domnul să ne binecuvinteze, dragilor. Deci asta era ce am avut în inimă. Eu acum v-am spus, dumneavoastră să faceți cum credeți, dacă vreți să împliniți și dacă vreți să înfăptuiți, Domnul să ne binecuvinteze, pentru că mi-am notat eu aici unde spune un lucru foarte frumos, dar nu mai găsesc, nu știu unde mi-am pus. Dar ajunge, gata. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze și nu uitați că tot ceea ce facem se vede. Chiar dacă câteodată șifonată este, da? Să știți că El vede. Și dacă nu vede el, vede soția și vede soțul. Și eu nu pot veni vorbi în fața voastră despre dragoste când eu sunt certat cu soția, că Biblia spune, lasă-ți darul la altar. Și acum dacă aș fi supărat-o pe soție, aveam motiv, că puteam să-i spun, fraților, conduceți voi, sau mai întârziam vreo 2-3 minute, vedeau că nu vin și gata, mă puneau. Dar el vede. El vede. Dacă vrem să avem o familie binecuvântată, trebuie să trăim așa cum vrea, dragostea. Și haideți să vă mai citesc totuși versetele astea, că sunt frumoase rău. Zice, dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Haideți că abia v-am citit. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie. Doamne, binecuvintează bărbații. Amin. Să nu ne mâniem. Nu se mânie, nu se gândește la rău. Auzi, băi, frate, nu se gândește la rău. Frumos. Nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri. Cu dragostea vom ajunge în cer. Zice că prorociile, limbile, totul se va sfârși. Na? Predicarea, nu o să mai fie nevoie să predicăm acolo în cer. Nu o să mai fie nevoie de programări, nimic. Dar dragostea nu va pieri în veci. Cu dragostea vom ajunge sus în cer. Așa că Dumnezeu din cer să ne ajute să ajungem cu dragostea pe care Dumnezeu a pus-o lângă noi. Amin.